O acțiune a Inspectoratului General al Poliției Române privind combaterea încălcării regimului legal de viteză a avut loc în acest weekend. Aproape 30 de polițiști giurgiuveni au acționat în sistem integrat pe principalele artere de circulație din județul Giurgiu, acolo unde în trecut s-au produs accidente rutiere cu consecințe grave. Polițiștii au acționat în principal pentru prevenirea și constatarea abaterilor de la regimul circulației, în special a celor de încălcare a limitelor legale de viteză. Ca și rezultate, putem să spunem că au fost aplicate numai la încălcarea regimului legal de viteză un număr de 650 de sancțiuni, iar 12 au fost peste 50 de km la oră, fapt pentru care conducătorilor respectivi s-au reținut permisele de conducere în vederea suspendării. Aproape 120.000 de lei a fost valoarea sancțiunilor aplicate, dintre acestea peste 450 pentru depășirea limitei legale de viteză, 6 pentru depășire neregulamentară, 3 pentru consum de alcool la volan. Din păcate, viteza este principala cauză la nivelul județului Giurgiu privind producerea accidentelor rutiere, dar nu viteza excesivă, ci viteza neadaptată la condițiile de drum, după cum o spune chiar șeful biroului Poliției Rutiere Giurgiu, comisarul șef Cătălin Bonteanu. Prin această acțiune s-a încercat combaterea evenimentelor rutiere. Săptămâna trecută în județul Giurgiu s-au înregistrat doar 2 accidente rutiere. Polițiștii de la Poliția municipiului Giurgiu au depistat pe șoseaua București din municipiu un tânăr de 30 de ani din orașul Bolintin Vale, în timp ce conducea autoturismul sub influența băuturilor alcoolice. Ca și infracțiune am constatat 9, respectiv conduceri fără permis, conduceri cu permisul suspendat și o alcoolemie, de fapt un refuz de recoltare. Principalele recomandări sunt să respecte regulile de circulație, respectiv să poarte centura de siguranță, să adapteze viteza la condițiile de drum, urmează să vină sezonul rece, trebuie să schimbăm cauciucurile și să circulăm prudent. Au mai fost reținute 12 permise pentru depășirea limitei legale de viteză cu peste 50 de km la oră, 6 pentru depășire neregulamentară, 3 pentru consum de alcool, 6 pentru alte abateri, 7 certificate de înmatriculare, iar 9 persoane au fost cercetate penal pentru comiterea unor infracțiuni.